reveni spectaculos și vă prezentăm stenograme incendiare. Cine va fi eliminat? Cine ia puterea? Cum se fac listele de candidați acum pentru alegerile comasate? Iar Piedone o spulberă pe Gabriela Firea. De ce a ajuns să o facă gloabă pe fosta sa asociată, ca să zic așa, în mișcarea politică din care face parte? Veți afla doar câteva clipe. Veți asculta și anunțul șoc al lui Ciolacu, care lansează și un atac frontal. Pericolul transformării României, execuții, împușcării, domnule și domnule, și mutările familiei Soros în plin an electoral, scandal uriaș declanșat de fiul magnatului. Cine vrea să acapareze și mai ales cum puterea, care sunt întâlnirile la nivel înalt organizate în aceste zile? Valentin Stan intervine și aici, face un anunț sumbru pentru România. Nu în ultimul rând, o anchetă explozivă. Drogații nu mai pot fi dovediți. Cum scapă aceștia? Aflăm totul în această seară. Breaking news. Avem stenograme incendiare din interiorul Partidului Social Democrat. Este informația momentului pe scena politică. Mâine, cei doi lideri ai partidelor care alcătuiesc coaliția guvernamentală vor merge la Palatul Cotroceni, unde vor avea discuția finală cu președintele Klaus Iohannis. În mare s-a stabilit calendarul alegerilor, dar și strategia de la viitoarele scrutinuri. Localele se vor comasa cu europarlamentare, însă mai nou, conform ultimul scenariu, nu și prezidențialele cu parlamentarele. În tot acest timp, Cristian Popescu Piedone face un anunț stupefiant și o spulberă pe Gabriela Firea. Într-o discuție la Parlament, primarul sectorului 5 a spus, referitor la o posibilă candidatură acesteia la primăria capitalei, că nu o susține pentru că orice cal devine gloabă. Haideți să vedem materialul. Nu dau vulturul din mână pe papagalul de pe gard. Vreau să văd cum se va configura portretul primarului general. Cu tot respectul pentru Firea, eu nu pot să mă aliniez în a o susține pentru că, de obicei, orice cal devine gloabă. Tabloul politic al momentului este unul complex, pentru că sursele politice România TV ne-au dezvăluit că cele două partide s-au înțeles în privința comasării europarlamentarelor cu localele. În acest caz, elementul de noutate este acea listă comună PSD-PNL la alegerile europarlamentare și ar urma să se semneze și o alianță politică între PNL și PSD. Însă, în acest context, un independent va deschide această listă. Mai apoi, ar urma ca al doilea pe listă să fie membru al Partidului Social Democrat. Nu se știe însă proporția, pentru că nu va fi paritate. Cei din PSD nu-și doresc să existe paritate, ci să primească mai mulți candidați pe lista alegerilor europarlamentare. Tot pe surse din ambele partide vin informații cum că există foarte mici șanse să existe o a doua comasare. În privința alegerilor locale, cele două partide cel mai probabil vor merge separat, dar am putea asista la înțelegeri punctuale în anumite orașe sau localități. Sursele politice România TV au mai dezvăluit că schema convenită de liderii celor două partide, care ar fi primit și girul președintelui Klaus Iohannis, ar arăta cam așa. Liste comune la locale, la parlamentare și până și la prezidențiale. 50% candidați eligibili PSD și 50% PNL pentru Parlamentul României pe listele comune. Președinte susținut de PSD și premier susținut de PNL. 60% membri ai PSD în viitorul cabinet și 40% ai PNL în viitorul guvern. Nu mi am ați zăpăcit, nici nu mai reușesc să țin șirul scenariilor și să termină mâine povestea, dați-mi o veste bună. Și, în primul rând, nimic din ce ați prezentat dumneavoastră nu este bătut în cuie. Toate scenariile se vor analiza mâine la întâlnirea din coaliție și cu siguranță se vor analiza și premierul Marcel Ciolacu va ieși cu un calendar clar al alegerilor și cu o eventuală comasare. Că ultima variantă pe care am auzit-o e că veți avea listă comună la europarlamentare, care va fi condusă de un independent. Nu spuneți că eu sunt ăla, domnul Minea. Domnul Ciutacu, noi nu am discutat în cadrul partidului. Adică nu aveți un independent al dumneavoastră. Va exista în momentul de față o asemenea discuție. Probabil că în cursul zilei de mâine sau poimâine, în urma discuțiilor din coaliție și noi în cadrul partidului vom avea întâlniri și se va discuta. Și domnul Iohannis poate fi un independent de dreapta, că dânsul e independent, nu mai e membru de partid. Poate conduce lista către Europa. Păi nu pleacă la Consiliul Europei. Păi nu, cum zise, a scris un jurnalist britanic răutăcios că domnul Iohannis e într-un efort susținut să-și caute un job decent. Nu, și că nu reușește. Eu vă spun că mâine veți ști cu siguranță tot calendarul alegerilor și formalul. Puteți să vezi, am și eu așa o curiozitate.
ca om care nu prea a văzut campanie electorală și încerc să-mi dau seama cum se va desfășura această campanie electorală inedit. Mie îmi place varianta aia. Dacă iese, abia aștept. Cred că vin și eu pe în teritoriu să relatez de la fața locului. Candidați comun la europarlamentare și candidați separați la alegerile locale într-un scrutin care va avea loc în aceeași zi, în același loc. Deci, dumneavoastră la Giurgiu, unde sigur e o prietenie milenară între liberali și pesediști, veți susține candidaturile colegilor noastre liberali, înțeleg, dacă se pune scenariul ăsta în aplicare, și o să vă dați cu topoarele în cap cu oilanți care nu au apucat la europarlamentare și au prins la locale, nu? O să susținem o listă a așa partidului la alegerile europarlamentare, iar la alegerile locale... Care pe care? Probabil că fiecare, adică nu probabil, sigur, fiecare partid va avea proprii candidați. Trebuie să faceți ca pe urmă lui Dragnea. Dom'le, da, venea Dragnea. Mă țin minte, Bogdan, când venea Dragnea și ne desena ca la proști să pricepem. Păi acum trebuie să explice alegătorului, pe care nu le-i dă prost, dar trebuie să explice alegătorului. Frățioare, eu pe o parte zic huă liberalii, că suntem noi antiliberali, și pe partea aia zic trească frăția socialistă liberală, că suntem împreună la europarlamentare. Am înțeles acolo că o să fie la paritate, păi atunci la ce mai fac? De ce mai au ei 30%, aia 20%? Dacă nu s-a ei sunt nimic dispuși, păi să spună subi electoratului, dă-ți-mă 10% la liberal să fie mulțumit sau nu, că nu mai înțelege. Dom'le, v-a promis că vor susține pe domnul Marcel Ciolacu la președinție, că atunci ai zice eu da, bă, le dăm cât vor. Eu sau dacă auzit, nu... Eu nu l-am auzit nici pe domnul Ciolacu, nici pe nimeni din PSD să spună că domnul Ciolacu va candida la președinție. Păi sigur, și atunci, pe care l-au eu de, ce de niște luni de zile, că să tot anunță așa, și vin la dumneavoastră că sunteți în lume, e domnul Ciucă, știți? Domnia sa îl întreabă, nu îl întreabă cineva, mai iese pe teritoriu și zice, domnule, de datoria mea ca lider al PNL să candidez la președinție. Nu prea îl întreabă lumea dacă, dar dânsul anunță, preventiv. Nici măcar domnul Simion, care într-o acerbă campanie de niște ani de zile, și uite, nici măcar prințesa Diana, care a anunțat că va candida la Iași la primărie, nu sunt atât de sigur candidați cum pare a fi domnul Ciucă. Domnul Ciolacu de fiecare dată zice că nici nu s-a gândit până acum la momentul ăsta, că mai e mult până la alegeri. Ba chiar avea și alte variante pe la începuturi. Doamne, cineva din afara partidului, din... Da, acum nu, acum s-a luminat, a zis cândva că nu mai merge aia din afara partidului. Eu am încercat să-l cum pe Cristian. Eu le doresc succes, Luciu, că dar tare mi-e teamă, cum spuneam și în pauză, că dacă va candida singur, va ieși pe locul 2. Cine, domnul Ciucă? Da. Dar n-aveți încredere să aleze lider politic? Iertați-mă, nu. Mesaj nu are. Nu e carismatic. Dacă dă foaia, drumul la... Dacă e foaia din mână, nu mai pot să vorbesc liber. Ba vorbește liber, dar bagă multe vocale între cuvinte ca să... Vorbește deci, mult, dar nu în fine, spune nimic. Problema de fond e problema coaliției, cum își rezolvă această șaradă. Că... De ce însă, șaradă? Dom'le, pentru că... iertați-mă, dar socialdemocrații, da, realitățile demonstrează că, domne, ei fac ceva. Cel mai mare ei, partid, atenție, nu mai o clipă, stai puțin, Răzvan, că mai e o altă treabă. Să ai proprietăți candidați. Domne, liberalii, deci îi opresc să cadă în cap de tot. Pentru că de liberali sunt legate și celelalte nenorociri pentru care plătim acum. Stați un pic, că sunt legate de toată păi, politică. Bun, că au făcut coaliții și cu alții. Dar stați deci, un pic, domnul Dobrițiu, stați că deci toate, vreți dumneavoastră să-i despărțiți cu forța. Nu, domnule, foarte bine, Maria și... Dumneavoastră ați fost ministru într-un guvern da al unei majorități confortabile a USL-ului, da? O structură politică. Care a mers cât a mers. Care a mers cât a mers, dar care aici aș... Veni și un pic și pe strada noastră, care avea un dușman comun pe domnul Băsescu. Un aspect și mai avea la conduce... Aci Băsescu-l momentul în interiorul viitorului USL, domne, ca să zic așa. Și omiteți un alt aspect. Sigur, mă scuzați, domnul Băsescu, că am da venit să-l liberalii aveau un lider da atunci, care, domne, erau mare orator. Deci erau Antonescu... Că nu în oratorie, cred că s-a înțeles Crin cu Victor, adică... Domne, dincolo de asta, Crin îl tăia și pe Victor la... Nu, stați un pic, domne. Din cauza asta... Eu am zis-o cu gura mea că liberalii trebuie să-i facă statui mai multe decât lui Brătianu, lui Crin Antonescu. Pentru că eu cred la fel. În toată existența lor ca partid politic, nu au avut niciodată jumătate țară cum au avut-o pe vremea lui Crin Antonescu. Fără discuții. Bun, rău, leneș, puturos, plecat, când nu trebuia...
mă interesează puțin spre deloc ca performanță politică pentru partidul lui, când Antonescu a fost cel mai tare președinte al PNL din istorie. Dumneavoastră a avut jumătate țară pe mână la... Și tot unul la unul era și la momentul respectiv, da, când PSD-iștii erau mai viguroși decât dumneavoastră și la momentul ăla, nu? Da, de, Datorită faptului că PNL-ul atunci a avut lider carismatic. Păi, ce? Aici e problema. Mi se pare că domnul Ciucă debordează de carismă. Da, de ce compară? Iese carisma pe-n pori. De ce comparăm noi Struțo Cămila actuală cu USL? Totuși vorbim de un PNL în altă paradigmă atunci. Pe bune, lăsând o parte liderii. PNL-ul era în dușmănie. Vorbim acum de un PNL în cădere totală. Vorbim că am trecut de la SOS PNL, salvați PNL-ul. Am trecut acum, o să ajungem la SOS, salvați PSD-ul, dacă se merge înainte cu listele comune. De ce? PSD-ul? Mie mi se pare că se poate salva. Eu vă zic, planul lui Iohannis, dorința lui, pohta ce a poftit, n-a fost doar guvernul meu. Am și o întrebare. Așa, sinceră, că nu aud de nimeni. Toată lumea cu mâinile la urechi. Pe final de mandat. Păi pe final nu mă între noi doi, mă uit în ochii tăi așa ca nu știu, turcesc cu ochii lui Băsescu pe vremuri așa, sau nu știu, Constantinescu cu ochii lui Iliescu. Tu chiar îl suspectezi pe Iohannis că ar fi capabil să facă vreun plan altul decât planul pe el, nu, pe cei care îl țin în funcție încă împăiat acolo, da. Știi ce se întâmplă? Asta este pe cei care doresc, asta este o marotă. În momentul în care un președinte pleacă. Și președintele Iohannis nu a fost un văzut ca un om cu o putere extraordinară asupra sistemului. De regulă, oamenii din sistem se aliniază dacă apare un lider în partea aialaltă, se duc cu arme și bagaje în spate, înapoi a doua un lider. Nu trebuie să-l suspectăm de prostie, ci de perversitate. Exact. Asta e altceva. Da. Dar el joacă rolul prostului foarte bine. Da, dar nu stai în că prost nu e, nu. Altă agendă. Nu-l bănuiește nimeni de prostie. Și dacă structurile, șefii, nu se aliniază, îi spun, domnule Oblițoiu, e foarte simplu. Comanda politică generală. Dacă vă aduceți bine aminte, că am fost cu toți contemporani cu momentele respective, la sfârșit de mandat de Iliescu, domnii de la serviciu au avut grijă să înceapă să-i facă cu ochii lui Băsescu, care era astru care apărea, da? A venit Băsescu, a ieșit președinte, într-un an de zile a curățat pe toți. La sfârșitul mandatului lui Băsescu, preopinentul nostru tăcut din prima parte a emisiunii, domnul general Coldea, a început să-i ridice familia lui Băsescu pe bucăți, familia și apropiații, da? Făcându-i zâmbre domnului Iohannis, care după o anumită perioadă și într-un anume context, când au început valurile de dezvăluiri, s-a debarasat foarte lejer și foarte degajat. Pentru că avea motive evidente, rețineți. Acum o să-i facă ăștia cu ochiul lui Ciolacu și o să-l vândă pe dacă Ciolacu pai lui Iohannis. Se dovedește ok, și vine Ciolacu și peste un an îi dă afară și el în buna tradiție. Trădare, dar să știm și noi. Gândiți-vă la un aspect. La ora actuală SRI-ul nu are un șef cum ar trebui să aibă, un civil. Deci SRI-ul e condus de militar. După cum a spus domnul Iohannis, funcționează foarte bine. Trebuie să-l credem pe cuvânt. Categoric, orice instituție funcționează fără șef. Că e al doilea care îi preia atribuțiunile. Păi da. Chestiunea este că... Și nici nu se duce cu derbedei la băutură. Chestiunea este că noul lider, odată instalat, va numi un șef la SRI. Și de acolo s-ar putea să apară... Apropo de noul lider, domnilor, și domnilor, nu s-a anunțat el, da, premierul Marcel Ciolacu a declarat că vrea ca România să-și ureze, să-și urmeze, Doamne ferește, urările mai încolo, cursul european pentru a nu deveni un vasal al Federației Ruse. Hai să vedem cine e dușmanul pe care îl identifică domnul Ciolacu. Eu vreau să trăiesc într-o Românie liberă, vreau să trăiesc într-o Europa liberă. Eu nu vreau ca contracandidații noștri să moară subit prin pușcării sau otrăviți. Eu cred că nu vreau ca România să fie un vasal al Federației Ruse. De aceea, alegerile de pe 9 iunie în întreaga Europa sunt foarte importante. Domnul Ficiac, eu înțeleg și justificarea asta, că ne unim ca să ne luptăm cu extremismul. Sună frumos. E noua mișcare antifascistă și antiimperialistă care să coace. Dom'le, dacă tu... ok, știm că în politică 1 plus 1 nu fac întotdeauna 2. Dar când un partid de 30% se unește cu un partid de 20%, ambele aflate la guvernare, ca să-i rupă în bucăți pe extremiștii de maxim 20%, mi se pare că asta denotă o frică a celor mari față de cel mic. Greșesc? Aici, aici. Nu? Ceea ce spunea și
hulitul George Simion. Bă, abia aștept să vă uniți, că mie îmi convine, da? Păi da. Pentru că orice, pe orice analiză te uiți, pe orice istoric, hai să spunem, care a, ce a mai fost în istorie, în momentul în care două partide mari se unesc, nu înțelegem care ar fi rațiunea când vorba aia, și acum dacă te uiți, păi după redistribuire și astea, dacă ar fi alegerile mâine, ar avea vreo 60%. Și după aia poți să faci alianță cât vrei, da? După, te unești și mare parte din ai tăi nu știu dacă vor mai vota, da? Pentru că zic, da, ce vă zice mie să-l votez pe liberal sau ăla îmi zice mie să votez pe, pe PSD, mai bine nu mă mai duc la alegeri. Sau mă duc la ăla, nu mai uite așa, na, da, să vedem ce faceți voi. În turul 2, da, sunt. În turul 2 se fac atunci anumite înțelegeri, alianțe, domne, noi îl susținem pe la voi, pe la altul, atunci da. Dar în primul tur și plus chestii în astea, tot felul de variante pe care le-ați prezentat, mă rog, le-ați preluat și dumneavoastră, că circulă. Și noi, da? Stați un pic, că nu m-am apucat eu să scriu cu condeiul pe hârtie. Astea circulă. Niciun candidat, de ce vorbim de turul 1 sau de turul 2? Că nu s-a stabilit nimic vis-a-vis de un candidat sau de un candidat la președinția României. Circul va începe de-abia când în fiecare județ se vor anunța niște candidați pe care jumătate din electorat de acolo până acum l-a înjurat. Dar e băgat electorului pe gât să-l voteze că e bun. Și vor ieși niște conflicte pe care nu știu dacă o conducere de câteva persoane de la București, de la PNL sau de la PSD poate să o stăpânească. Că vor ieși, că nu le vor stinge. Nu le vor stinge. N-au cum să le controleze. Nu le vor stinge pentru că s-au luptat ani de zile acolo. Și oamenii din teritoriu se cunosc foarte bine. Și dacă sunt niște antipatii, antipatiile sunt clare și bine motivate. Mi se pare o greșeală extraordinară. Că eu spun din nou, PSD, care e primul partid din țara asta, să-și dea puterile... Doamne, îmi vine să devin eu singurul antipesedist din emisiunea asta. Nu se mai poate. Și tu, și tu ești antipesedist? Cu aurul am înțeles asta. O să câștige aurul. Cu Silvester. Eu te băneam că Silvester te băneam. Doamnelor, domnule, fiindcă tot vine alegeri. Există un lucru care nu se schimbă nicio. De fiecare dată, când sunt alegeri, în general, pe planeta Pământ, scoate capul unul din neamul lui Soros. Ceea ce se întâmplă și în momentul ăsta. Avem imaginile și informațiile ale momentului, cum vă spusei. Familia Soros își întinde tentaculele și face jocurile, cum de altfel să pricepem, cel mai important an electoral din istoria recentă a omenirii. S-au întâlnit neamurile lui Soros cu cei mai importanți lideri europeni și fac și o mutare spectaculoasă prin care cumpără o uriașă rețea, o gigantică rețea de radiouri de ghiciți unde. Statele Unite ale Americii. Alexander Soros reușește o lovitură uriașă de imagine, într-un gest de forță pentru a-și reafirma puterea pe care o are în întreaga lume imperiul fondat de tatăl său. Acesta a reușit să reunească la aceeași masă, în cadrul unui eveniment organizat de Fundația Soros Open Society, cei mai importanți lideri europeni în frunte cu Ursula von der Leyen. Încă de la început, fiul lui Soros a afirmat că se va implica mult mai mult politic decât tatăl său și a reușit să aibă întâlniri cu reprezentanți politici importanți din întreaga lume. Tatăl său dă o lovitură puternică într-un an cu alegeri în întreaga lume. Soros acaparează peste 200 de posturi de radio din SUA, fiind pe cale să preia 40% din a doua cea mai mare companie de radio din SUA, ceea ce îl poziționează pentru a exercita o puternică influență mediatică asupra viitoarelor alegeri prezidențiale.
Nu cred. Dumnezeu, de COVID și de Soros nu scap că trăiești. Pe cuvântul, norocul la americanilor că nu prea se mai uită la televizor. Știi da, dar la radio ascultă ea, pe drumurile alea lungi. Pe... Da. Nu stau să asculte podcastul la noi pe Micuțu și pe Bobonete. Ce e mai interesant cu Soros este că s-a combinat ăla Micu cu Huma Abedin, cu doamna implicată într-un scandal horror cu Hillary Clinton. N-aș vrea să mă bag în paturile oamenilor, cum ar spune doamna Diana. Da. Domnul Soros ăla Micu, Alexander, protectorul doamnei Maia Sandu, nu se declarase gay? De. Și Bogdan Buta, ți-am zis, și pe WhatsApp... Păi nu stai WhatsApp, Bogdan Buta nu s-a declarat gay. Domnul Soros, din câte înțelesei, dar are iubită. Să declarase gay, da. Mă rog, nu știu dacă la gay ai voie... Poate e bi, schimbă genul cu un bor. Și el bărbatul cu femeia. Ideea e că stătea la masă ăla Micu cu toți loserii Europei, cu toată dragostea. Ursula adică... și-a anunțat candidatura pentru al doilea mandat săptămâna trecută. Nu cred că iese, pentru că se va vota în București, la Congresul PPE. Soros au stat cu winerii, nu cu loserii, în istoria recentă. Uită-te la Geană, care stătea tot cu loser la masă, că și el este tot cumva în zona asta, da, Soros și Aspen. Da, da, iartă-mă. Și uite ce bine a ajuns. Da, cu Nea Traian s-a făcut, bate pe la poarta cu Nea Traian s-a făcut Soros talentele pe aici, nu cu Joana. Hai să ne înțelegem. Da, eu bine. Cred că Ursula să ne amintim episodul mandat, Monica Macovei și îl aveam și pe domnul Rute la fel cu probleme, îl aveam și pe Giefer Hofstadt, care e un ilustru anonim acum, adică nu cred că pariază bine domnul Soros. Au luat-o un membru de marcă victorios, l-a luat pe Cristi Danileț în Republica Moldova, unde păi mă, Soros, nu l-a luat. E vioara întâi și Panca Dragu. Da, a luat-o Panca Dragu. Iar Cristi Danileț a câștigat azi la CEDO. Ca și la Gigi. Unde a fost pentru... A fost ziua victorilor românești la CEDO. Pentru filmulețe. E ca la Olimpiadă, încă două medalii. Deci vrea Gigi și cu Danileț. Vezi, Republica Soros e cu câștigătorii, cu învingătorii. Păi așa. Deci e... Bine ai aspectat. Domne, îngăduiți-mi și mie doar o, mă rog, o opinie vis-a-vis de această cumpărătură mare, care e importantă și va atârna în campanie. Este o cumpărătură, este o investiție a disperării. Pentru că dacă nu-l ascund pe Trump, nu are cine să-i facă față lui Trump. Iar în anul sau în lunile care au mai rămas de campanie, situația celui mai puternic om din lume o cunoaște toată lumea. Nu cred că va fi un reviriment de natură să uimească lumea și să o urnească, să o întoarcă cu fața spre el. Pe acolo jocul e închis. Și datorită vârstei, eu nu zic altceva. Deci, e o încercare disperată. De regulă, Banu și-a croit drum în politică. Dar banul este consumat, este o moară care, politica este o moară care toacă bani. Și nu, la sfârșit, nu toți care au băgat bani se își iau laurii victoriei, își asumă laurii victoriei. Însă, sunt sume de bani care se duc să susțină un alt candidat. Bine, acum, dacă a luat 40... o vom vedea. A luat 200 de posturi de radio, înseamnă că se pregătește pentru o victorie a lui Trump. Mai e un factor. Oamenii, sau să treacă cu arme și bagaje dincolo. Oamenii nu mai sunt atât de ușor de manipulat cum erau odată. Că deja opiniile acolo media, sunt formate. Pentru că oamenii încep să judece și după fapte, nu numai după sloganurile de pe la unele posturi care le aruncă unii. Societatea americană e foarte divizată și e clar divizată. Nu sunt zone ambigui pe acolo. Doar la democrați, dacă vor merge cu același candidat. Dacă vor veni cu alt candidat, s-ar putea să genereze un interes mai mare din partea votanților lor. Da, și dumneavoastră aveți dreptate. O să vedem Stolo. Cred că o să vedem un moment Stolo. Alegerile interimare se desfășoară în partii. S-au desfășurat în câteva națiuni. Câteva state americane. Ori o să vedem pe Michelle Obama, pe ultima sută de metri scoasă. Zici tu? Ori pe Robert F. Kennedy, să fie preluat și propulsat ca un contracandidat pe zona de conspirație a lui Trump. Bă, dar și ăștia își lasă ca domnitorii moștenire, tronurile până America. Nevestele. Sunt trei familii care... lucrează la George Bush se caută și sprijinul masiv al populației de culoare americane. Din cauza asta au apărut, eu știu, o orientare că privind promovarea
soției fostului președinte. Da, cum era și cu Hillary Clinton, că, domne, să fie și prima femeie președinte. Având în vedere politica pe care a dus-o Obama cu privire la războaiele din Orient, aia va cântări mult pentru electoratul american, care nu prea mai vrea la război, în general. Adică... Da, da, uite că aici aici chestiunea cu Ucraina e foarte bun, că față de Vietnam, unde au murit vreo 40.000 de americani, față de, mă rog, și în Irak, vreo, cu contractori, cu toți vreo 6.000, aici nu moare niciun american, mor numai ucraineni. Da, da, o duc prost economic. Da. Nu poți să accepte să dai pentru că de-aia au zis, când tu nu o duci bine de-aia au zis că acum e campanie electorală și mai ușor cu ajutoarele pentru Ucraina până trece campania, să vedem ce se alege. Și mai este un alt aspect. În anii care vin, având în vedere tensiunile geopolitice acumulate, America are nevoie de un lider puternic dacă vrea să mai rămână liderul mondial. Economic, mai ales unde Trump a excelat. Hai să ne întoarcem la ale noastre, la cine mașină, breaking news. Victoria drogaților asupra instituțiilor statului este pe cale de a fi pronunțată oficial, doamnelor și domnilor. Urmărim acum o anchetă șoc și comentăm tot împreună. Anul 2023 a fost stabilit un record negativ la numărul de șoferi români prinși drogați la volan. Vorbim de peste 3200 de șoferi potrivit poliției române care au fost testați pozitiv cu aparatele drug test și confirmați apoi la INML. E mort! Ai vezi grijă că vă lovești! Începând cu 13 februarie 2024, Institutul Național de Medicină Legală a suspendat efectuarea analizelor toxicologice pentru droguri, întrucât echipamentele necesare pentru aceste teste, furnizate încomodat de către o anumită firmă timp de 2 ani, au fost ridicate de către respectiva companie. În urma acestei situații, activitatea de analiză toxicologică a fost temporar întreruptă, ceea ce poate avea consecințe deosebit de grave asupra investigațiilor legate de consumul și traficul de droguri. Aparatele cu care se fac testele de laborator de certitudine în cazul celor prinși în trafic sub influența drogurilor la INML Mina Minoviș din Capitală sunt vechi de aproape 17 ani, arată dr. Gabriel Gorun, medic primar medicină legală la INML. Sistemul medico-legal, afirmă medicul, este singurul în măsură să ofere sistemului de justiție probe judiciare, iar buletinele de analize emise de laborator sunt probele judiciare pe baza cărora se va continua sau nu urmărirea penală legată de prezența drogurilor și consecințele acesteia. Aparatura existentă acum la INML are frecvent sincope de funcționare și necesită frecvent reparații. În plus, nu poate acoperi întreg spectrul de substanțe care circulă în prezent pe piața neagră a drogurilor. Consiliul Superior de Medicină Legală a explicat care sunt motivele pentru care, în urma testărilor privind prezența sau absența substanțelor psihoactive în cazul șoferilor, există diferențe între rezultatele negative oferite de sistemul toxicologic medico-legal și cele obținute la testarea de către organele de poliție. Aceste diferențe se justifică, printre altele, prin faptul că testele rapide utilizate în cadrul poliției române sunt teste rapide de screening sau de orientare și nu sunt teste de diagnostic sau de certitudine, așa cum sunt analizele efectuate în cadrul INML sau IML. Iar în cazul unui rezultat pozitiv, în mod obligatoriu, acesta trebuie confirmat și prin alte metode de investigație.
Lipsa accesului la astfel de analize poate afecta procesul de investigare și aduce întârzieri în soluționarea cazurilor, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra aplicării legii și a justiției. Cazuri recente în care a fost imperativă testarea antidrog pentru a stabili culpa sau pentru a elucida circumstanțele producerii unui eveniment. Dacă nu ar fi putut fi prelevate și procesate probele biologice recoltate în cazul crimei ce a avut loc în noaptea de 22-23 octombrie 2023 în municipiul Sibiu, nu s-ar fi putut afla împrejurările în care s-a produs crima. Fostul șef al Direcției Agricole Sibiu, Nicolae Neamțiu, a fost omorât în bătaie de către fiul său, Andrei. Potrivit procurorilor, Andrei era drogat în momentul în care a comis crima. Nu se înțelegea prea bine cu tatăl său și pe fondul acestei relații tensionate, dar și din cauza unui istoric cu tulburări psihice, el și-a pierdut cumpătul și a început să-l lovească brutal până când acesta a decedat. Un caz similar a fost cel al dublei crime de la Timișoara. În iunie 2023 a fost arestat individul care a recunoscut că i-a ucis cu sânge rece pe doi bătrâni, spunând că a comis fapta îngrozitoare într-un moment de rătăcire pentru că se drogase în acea seară. Consumul de droguri reprezintă o circumstanță agravantă pentru criminal. Acesta a fost o bună perioadă vecinul celor două victime și le-ar fi datorat acestora 2000 de lei. În noaptea de 30 spre 31 iulie 2023, eleva olimpică Șara Ionășchiță din București a fost omorâtă în casa lui Mateo, un adolescent de 19 ani din Piatra Neamț. Certificatul medico-legal arată faptul că minora de 16 ani a avut parte de o moarte violentă, ca urmare a consumului de droguri extrem de periculoase. Cu alte cuvinte, moartea sa a fost cauzată de o hemoragie provocată de drogurile de mare risc ce au fost administrate de către Mateo. Fără aceste probe toxicologice, nu s-ar fi putut stabili cauza de... Importanța testării antidrog în cazul accidentelor auto, cazul 2 mai. Vlad Pascu, băiatul de 19 ani, care, drogat fiind, a intrat cu mașina într-un grup de 8 tineri la 2 mai și a ucis pe doi dintre ei, consumase 6 tipuri de substanțe interzise, conform expertizei toxicologice efectuată la IML. Vlad Pascu a fost oprit de poliție chiar în noaptea tragediei și, deși în mașina lui au fost găsite droguri, a fost lăsat să plece, fără a fi testat pentru consum de droguri. Vlad Pascu fusese oprit de poliție și cu o zi înaintea tragediei la un filtru și chiar în aceeași noapte. A fost lăsat să plece, deși autoturismul nu avea asigurare RT. Tragedia din stațiunea 2 mai s-a produs aproape la Indigo pe DN1, în județul Alba, în noaptea de 27 august 2023. Diferența este că șoferul nu era drogat, ci avea o alcoolemie uriașă. Trei tineri dintr-un grup de 6 tineri au fost loviți în plin de un șofer de 19 ani și au fost aruncați 10 de metri pe drum și pe câmp. Mașina șoferului beat și-a continuat drumul pentru circa 200 de metri și s-a oprit într-un șanț. Potrivit IPJ Alba, șoferul avea o alcoolemie de 1,06 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii nu au transmis care era valoarea alcoolemiei în sânge, dar cifra era cel puțin dublă. Cum sună asta, Iosefina? Sună teribil. În primul rând, nu vorbim de o investiție prea mare ce ar trebui făcută. Care? Nu știu. În 2007 nu s-au mai făcut investiții la laboratoarele IML din țară, județene. Da? Vorbim de o investiție, din ce spun medicii de acolo, de undeva la 5-6 milioane de euro, ceea ce e nimic pentru statul român. Pentru un stat? Pentru un stat este absolut nimic. Pistol cu apă. Avem o problemă uriașă, pentru că pe lângă faptul că nu mai pot continua, respectiv nu pot fi închise anumite dosare fără aceste probe, da? Sunt dosare, nu pot să le deschizi, nu pot să le continui, nu pot să le clasezi. Nu pot să ceri expertize, contraexpertize și așa mai departe. Se blochează tot activitatea judiciară și până la urmă vorbim și de drepturile. Dar și nu de... declanșase statul român lupta împotriva traficului aia, și a... Înțeleg și eu, păi aia e problema, asta spun și medicii de la IML, zice, domnule, ia-ți
umplut teoretic pe hârtie de teste antidrog pe polițiști. Ei degeaba ne aduc 9, 3, 4, 5, 6 mii de probe pe care noi trebuie să le expertizăm, da? Să le testăm, să le procesăm, dacă noi nu avem cu ce. Da? Gândiți-vă, uite, la șoferi. Unul care iese fals pozitiv, că dau multe fals pozitive testele de la poliție, se duce acolo să testeze, n-au teste, nu poate să-l testeze, nu poate să proceseze proba, dar el rămâne fără permis 5 luni, 6 luni, un an, până când o să poată să proceseze proba. Adică vorbim de drepturi fundamentale atinse. Dreptul și cu anatema publică că au circulat drogat la... Exact, drogat absolut, dacă e o persoană volat. Publică s-a terminat. Deci, nu se poate așa, asta e o situație de urgență internațională. La nivel de o țară întreagă e ridicol. Este pentru prima oară când aud că aparatura este depășită acolo și trebuie, e o problemă foarte mare, având în vedere creșterea consumului de droguri. Eu cred că se vor găsi urgent. Gândiți-vă că depistează 200 din 800. Ca Institutul Mina Minovici să fie dotat așa cum trebuie, la standardele cele mai înalte. Știi ce ar fi o soluție? Care? Domnule, să vândă nea Gigi pe Daua ăla în Franța și să dea bani la antidrog. Institutul Mina Mirovii să fie transferat în subordinea eroului național. Care dintre ei? Raed Diacomatul, al ucid. Raed Arafat. Îmi pare rău, în perioada asta Diacomatul e erou unei generații. Așa. Având în vedere, se declară stare de necesitate, urgență, în domeniul acesta. Și imediat face Raed niște aprovizionări. La greu, cu încredințare directă, fără licitații. Direct către Delta Med, ca să nu mai facem două drumuri, nu? Păi se ocupă și de asta. Se ocupă și de asta. Și achiziția de urgență, poate statul român să plătească prețul de 4-5 ori mai mult. Dar aduce produsele... Dar poate nu vin ca izoletele, poate nu vin nici ca alea ventilatoare, poate dispar. Dar poate sunt unele pe stoc în România, te-ai gândit că are cineva nevoie să le vândă. Doamnelor și domnilor, și acum vine acel moment când vine acel breaking news la care nu te aștepți. Deci, breaking news. Nu o să vă vină să credeți, doamnelor și domnilor, cine îmi scrie. Doamna din imaginea alăturată se numește Marina Pandarov și este, cel puțin, suspectată a fi făcut parte din anturajul domnului Coldea când și-a luat două capace și niște șuturi în cur, alături de niște flegme și un pahar de vin în cap, domnul Coldea, de la domnul Diacomatu. Doamna Marina Pandarov îmi scrie intens și susține următoarele lucruri în rezumat, o să și dezvoltăm, domnul și domnul. Doamna Pandarov, pentru liniștea noastră, domnul și domnul, se uită din avion la noi în aceste momente și ține legătura cu acest nenorocit care realizează o emisiune care i-a pângărit imaginea în fața familiei din provincie. Deci doamna Pandarov spune așa, unul la mână, nu e ea cea din imagine de lângă domnul Coldea și cu toată modestia care o caracterizează, spune, totuși doamna e de o vârstă cu mama. Ok. Doi la mână, doamna Pandarov spune că ultima intrare a domniei sale în, sau domnișoara, mi-a scăpat, în Dubai, mă rog, în Emiratele Arabe Unite, este 1 decembrie 2023. Trei la mână, doamna spune și probează cu niște capturi pe care mi le-a trimis, dar odată la mână, că nu știu cât e de legal, se dă o pozele din pașaport doamnei Pandarov cu tot acordul domniei sale, dar dacă e legal, le voi și difuza că în perioada festivalului Antol de la Dubai se afla în America Latină, în zona Brazilia, Chile, Argentina. Doamna Pandarov susține și mi-a și trimis un document doveditor că are cazierul judiciar curat, că nu a suferit nicio condamnare. Și nu în ultimul rând, la întrebarea mea este dacă a avut dosar penal la care făceam noi referire, Iosefina, cu privire la prostituție, trafic de droguri și ce dracu s-a mai petrecut în Herăstrăul respectiv. A spus că dacă a existat ceva la adresa domniei sale, citesc din memorie, atunci cei din conducere au făcut-o la momentul, nu știu din conducerea cui și de ce domnia sa era o țintă. Mai departe scrie în carte, domnilor și domnilor, toate documentele trimise de doamna Pandarov sunt în posesia mea, le vom studia cu mare atenție și, evident, vom difuza adevărul ca întotdeauna. Dar, apropo, domnul Diacomatu, că vă știu că vă uitați la emisiuni în ultima vreme, că dumneavoastră ați fost acolo, ca să zic, în proximitatea domnului Coldea, în proximitatea imediată a domnului.
Noi puteți să dați și mie un mesaj. E sau nu e, doamnă? Că e ca la Revoluția de la Vaslui. A fost sau nu a fost? E sau nu e, doamna Pandarov, în imaginea dândreapta? Că dumneavoastră ziceați cu ceva proaspăt, spălat, șamponat, în fine. Nu știu. Ce să zic? Nu știu. Răzvan, ochiul tău de judiciarist, e sau nu e? Nu dau seama, nu e o poză bine făcută. Păi aia e făcută noaptea când s-au luat oamenii la scandal. Film și celălalt e din față. Există un grad mare de incertitudine. Da, dacă spune domnul Diacomatu, că poate să spună cu precizie, te lămurești. Domnul Diacomatu, vă uitați la noi sau nu vă uitați? Dar mai fi interesant să întreb. Cred că mă ignoră și Diacomatu. Pe doamna Pandarov, dacă îl cunoaște sau nu pe acest Florian Coldea, că am înțeles că frecventează aceeași zonă, nu? Herăstrău. Pare că e așa o zonă. Și mi-a spus că nu e din Herăstrău, e din provincie, doamna. Asta a uitat. Doar activitatea neinfracțională o desfășoară acolo, am înțeles. E bine. Da, nu știu, uite, trebuie să sunt în dialog cu doamna... Și ce lucrează doamna Pandarov, oficial, adevărat? Nu știu, dacă vrei să-i cer și CV-ul, ce a lucrat în viață? Da. Doamna Pandarov, domnișoară Josefina Pascal, vă rog, dacă puteți să-i puneți la dispoziție un CV cu activitățile dumneavoastră. Eu propun o expertiză din conducere, poate. Facial. Uite, spune că ascultați. Live. Uite. Emisiune live. Emisiune live. Suntem și în avioane, doamnelor și domnilor. În jeturi, nu în orice tip de avioane. Deci, una peste alta, i-am oferit posibilitatea doamnei Pandarov, vă dau din casă, să-și exprime punctul de vedere. Da. Nu neapărat în această seară. Poți să intri în direct în emisiune, poți să vină în studio, la fel cum i-am oferit și domnului Diacomatu. Momentan, amândoi m-au refuzat politicos. Doamna Pandarov spune că nu dorește să continue la amplificarea circului. Cu toată dragostea, doamna Pandarov, tăcerea dumneavoastră ajută la continuarea circului. Asta zic, adică doamna și-a dat seama că nu este dânsa acum la a câta discuție despre Coldea și Antold? Păi era în avion. De acum 4 zile? E posibil, da, a făcut turul. Stai un pic, Josefina, ca vorba lui Oprescu. Să le punem adevărul în drepturile lui istorice. La maxim o zi după aia, doamna Pandarov a scris, dar mă rog, nu era atât de celebră în lumea presei românești, a scris un text pe Instastory, de la care dispare în 24 de ore, că nu este ea cea din imaginile cu domnul Coldea și că nu se află în Dubai și nici la Antold în această perioadă. Dar probabil pentru că lumea n-a fost suficient de ageră să intre la doamna Pandarov pe story, a simțit nevoia, dat fiindcă s-a desfășurat emisiunea pe care o urmărea din avion, apreciem audiența făcută oriunde pe planeta Pământ. Doamna Pandarov, oferta mea rămâne deschisă dacă simțiți nevoia să stăm de vorbă pe această speță, cu cea mai mare plăcere, la fel cum și domnul Dia. Și dumneavoastră, domnul Coldea, dacă vreți, uitați, tamanda dumneavoastră. Cred că știți cum să mă găsiți. Mi s-a mai întâmplat în viața asta. Breaking news. Doamnelor și domnilor, ca totul să se încheie rotund, nu se poate întâmpla asta fără ca inegalabilul profesor Valentin Stan să ne spună în câteva cuvinte meșteșugite, ca de obicei, ce nenorociri ne așteaptă. Hai să-l ascultăm. Bă, rugați-vă în biserică, mă! În biserică! E greu să știi. Deci, și dacă le dau eu acum ucrainienilor, acum le pun pe masă 100 de miliarde de dolari. Ce fac cu ei? Vin eu cu sacul și uite-vă. Dar n-au de unde să ia arme. Ce fac cu ei? Exact. Cu dolarii nu trag gloanțe. Da, da, da. Deci sunt terminați. O țară distrusă de acești băieți de la Washington. Iar Europa bâșbăie la momentul ăsta. Pentru că nu-și găsesc drumul între slugărnicie și prostie de o parte și o șansă de a se scoate din dezastru în care au fost duși. Germania e în recesiune. Deja se simte în Polonia și în Ungaria. Se va simți dramatic și la noi, curând. Eu știu ce zise profesorul, că s-a terminat cu jmecheria. O notă optimistă. Unde, în Ucraina? Nu, domnule. Nu, că s-a terminat în general cu jmecheria. Da. Mă rog. Nu subscrieți deloc la pesimismul ăsta. Hai că pe mine salvează cu masare. Absolut. De invazia rușilor. Da. Și piața își va reveni ca un bujor, așa se va deschide și va acapara, va capta toate energiile pozitive. Problema de fond e cam tristă, pentru că economia Germaniei este praf și pulbere. În recesiune nu este praf și pulbere. Da. Este în recesiune. Nasol când cumperi gazul la prețul pieței.
Domne, îți trece brusc competitivitatea care umilită Europa întreagă. Însă, Germania își va reveni. A, sunt convins cât de cât, asta. Dar dacă ne îmbolnăvim noi, atunci... Păi, iertați-mă, domnul Dobriciu, întotdeauna... Nici testere nu mai avem pe la inemele să ne... Dar măcar totul, știți, întotdeauna există unul pe care nimeni nu îl poate confunda. Se numește cel mai prost din curtea școlii. Noi ne păstrăm și ne apărăm cu mare demnitate statutul ăsta, inclusiv în conflictul la care facem referire. Indiferent de cât de în proximitatea Ucrainei am fi și sunt. Noi parcă suntem. Liderii noștri parcă gândesc că România e pe cealaltă parte a globului. N-are cum să ajungă Putin fără conflict. Vă, că ne mai zboară sărăciile alea pe la Dunăre. Noastră se pare că Putin are un mare interes să ajungă. Noi vă întreb așa, la modul și eu mai sincer cu Putin. În contextul... Domne, el și-a stabilit o marotă politică să aducă, să revină la granițele vestice ale Uniunii Sovietice. Da, e cale lungă de la fapte la, de la vise la realitate. Chiar 35 de ani, adică să ne înțelegi. N-au reușit să-l doboare cele 5 cancere pe care le-au luat într-o săptămână, dar n-are nici 35 de ani, domnul Dobriciu. Adică. Da, tot noi, dar are o armă. Îmi plac ăștia că, frate, are șansă și face planuri pe termen lung. Bă, mâncați aici! Vorbim serios, armata lui este obosită. Are artilerie, are rachete... Multe, păi? Îl costă pe bugetul în două, numai întreținerea, mentenanța programului nuclear. Iată că nu sărăci federația. Dar din punct de vedere al lanțului de comandă, ăloia care se bate acolo pe tranșee, sunt slăbuți. Gata! Rețineți! Cine? Zelenski. Nu departe de mine gândul ăsta. Hardu, că Zelenski are și el, Zelenski are probleme mari privind aprovizionarea armatei lui... întreținerea dacă unui ritm de mobilizare. De natură neurologică, dar nu mă pricep. Vorbesc și eu așa, ca un privitor. Domnilor, domnilor, mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această seară. Apreciez interesul pe care îl strânim peste tot în meridianele globului pământesc și nu în ultimul rând, apreciez faptul că prietenul și colegul meu, Ionuț Grigore, a renunțat la sacoul ăla de pădurar și a trecut la ceva mult mai fin. De gura ta am trecut la unul de ospătar, ca să te mulțumesc. Să fie bine! Vă aștept imediat, doamnelor și domnilor, cu informații de ultimă oră. Un atac criminal surprins de camerele de supraveghere. O să vedem totul imediat la știri, când aflăm și care este starea celebrului antrenor internat de urgență după meci și băgat pe perfuzii. Informații de ultimă oră și despre vreme, alternanțe periculoase, anunțul meteorologului în câteva clipe. A fost și o alertă după jaful la magazinul de bijuterii. Un bărbat a atacat cu spray lacrimogen și a fugit cu bijuteriile. Este și o alertă medicală, mai mulți copii intoxicați în cantonament. Acestea și multe alte informații imediat după o scurtă pauză.